În videoul de astăzi o să devenim purtătorul fructului Mera Mera 9000 Forecast the Ace. Dar să facem asta o să avem nevoie de 14500 de fragmente, să dăm awaken la toate cele 5 abilități de la fructul Flame și o să ne luăm revanșa de la admiralul Akaino. Dar încercăm și noi să nu devenim o gugoașă pentru a doua oară. Și dacă nu apeși pe butonul de like, îți pute respirația. Dar acum hai să trecem la video. Așa, primul lucru care trebuie să-l facem este să facem cumva rost de Flame. Din fericire am deja permanenta, deci nu trebuie să irosesc acum un frog. Și acum, din câte vedeți, avem flame-ul. Dăm înainte să începem aici un mic showcase. Deci avem mai întâi Fire Bullets, care este zăul. Ia să vedem cum arată. Ok, ok, nu-i damage rău, adică nu-i nici bun, dar nu-i chiar așa rău. După aia avem X-ul, brocicul de damage-ul ăsta, 2700 varză. Și după aia avem următoarea abilitate, care este Fire Column. Ok, ultima abilitate care o avem, care dă damage, este Flame Destroyer. Ia să vedem. Vreau să-i mic copil asta pe lângă aia de la Rumble. Dar, să zicem, arată destul de șmecher. Dăm aici drumul. 5100! Ok, acum următorul pas este să ne îmbrăcăm adecvat, că nu prea arătăm ca Ace în momentul actual. Deci, hai să schimbăm chestia asta și dăm acum reset. Bam! Și arătăm ca Ace, băieți. Au, l-am dat cu capul de ușă. Dar sunt destul de sigur că Ace nu folosește Yoru și decât să nu folosesc nicio sabie, cred că o să folosesc Rengoku. Că fructul lui Ace este flame-ul, adică dă cu foc, și Rengoku la fel dă cu foc. N-am absolut nicio abilitate pe Rengoku, deci o să trebuiască să facem Mastery 350, să debrecăm toate abilitățile. Cred că pare cea mai bună idee. Și ca accesoriu nu prea am ce să folosesc. Cred că o să folosesc pur și simplu Swan Glasses, pentru că dacă nu mă înșel, dă mai mult damage la fruct. Deci dăm aici equip, că n-am altceva ce să folosesc. Bă, arătăm ca drippy, nu știu. Așa, următorul pas este să dăm awaken la fructul nostru. Și cred că o să fie o problemă, pentru că sunt singur pe server. Cred că planul meu este, o să încerc să fac flame ride-ul solo, și dacă nu reușesc, atunci merg pe un server public. O să fie interesant challenge-ul ăsta. Ok, sunt destul de sigur că am uitat să iau fructul, deci vorbim aici cu Ziole și ce mai faci. Alright. Și light, ok, nu comentez, nu-i chiar așa rău. Ia, pot să dau star? Pot, ok. Dar acum mergem să facem primul nostru awaken. Sper să fiu în stare să-l fac, având în vedere că am flame-ul, nu știu ce să zic. Cred că era o idee mai bună dacă luam sanguinul, că așa chiar aveam o șansă să fac raid-ul solo. Și ceva, știi ceva? Mă duc aici, mă duc în map 3, mă duc să iau sanguinul și după aia revin aici. Sau bă, nu, stai așa, că și aici pot să dau star la raid-ul, de ce să mă duc pe map 2? Așa, mergem aici repede să luăm sanguinul. Așa, venim aici repede să luăm sanguinul. Așa, nice. Și acum avem sanguinul, băieți, și acum chiar avem o șansă să facem raid-ul solo. Și vorbim cu tocilarul ăsta. Salut, ce mai faci? Dăm aici la normal și este literalmente primul raid. Dăm aici trade și bam! Și acum avem microchipul de care avem nevoie să putem da start la flame raid. Mergem aici și bam! Chiar sunt curios dacă pot sau nu să fac raid-ul ăsta solo. N-avem sky jump-uri, trebuie să-mi grijă. Nu, n-avem sky jump-uri. O să fie o problemă asta. Batem pe fraierul ăsta. Bro, de ce nu folosesc sanguinul? Că e mult mai ușor așa. Bam. Și ton. Trecem la următoarea insulă acum, nice. Bro, ce-i cu flight-ul ăsta? Voi vedeți cât de încet merge. Deci mă jur că merg mai repede dacă dau dash-uri. De ce? De ce-i flight-ul ăla așa încet? Nu mă împingeți, băi. Dar cred că a fost o idee extrem de bună să luăm sanguinul. Bro, sunt doi de ăștia care au 7000 de HP, bro, ce-i asta? Aoleu, flight-ul ăsta e enervant. Mamă, cât damage am dat! Opa, opa, opa. Trebuie să avem grijă să nu fim stanați, că e jale. Bam. Îi rupem, îi rupem. Oh, ce combo șlombo i-am dat. Bă, da, deci vă-l dă atât de mult damage. Chiar sunt curios cât damage dă dacă îi dăm full awaken. Și ceva, nici măcar n-am de gând să folosesc flight-ul ăla, bro, e mult prea lent. Opa, opa, cred că am făcut o mare greșeală. Ok, eu început ăștia să aibă extrem de mult HP și nu-mi place chestia asta. Eu pot să primesc damage în timp ce dau Z-ul de la sanguin? Chiar sunt curios de chestia asta. Dap, 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 dap. Dap, 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 dap. Nu te apropia de mine. What? Unde mai e unul? Aici. Mă, pleacă-mă odată, urâtul vieții ce ești. Băi, destul de șmecher. Stai, am uitat, e ultima insulă asta. E penultima insulă asta, mai avem una. Bro, mai avem o 6 minute, dacă mai avem încă o insulă pe lângă ultima, atunci am belit-o. Trebuie să ne grăbim, trebuie să ne grăbim. Deci asta este ultima insulă acum, ok, nice, nice, nice. Ideea este dacă mă duc acum prima dată pentru boss sau mă duc prima dată pentru NPC-urile astea mici. Bam, bam. Ok, ne transformăm în V4.
Nice. Acum putem să dăm damage și cu sabia, dar nu cred că e de bună. Mai bine nu fac asta. Bam. Nu! What? Bro, na, ce mi-a făcut bossul? Eu nu cred așa ceva. Opa, opa, opa. Bro, e nebun bossul. Dăm aici dodge. Ce fraier ești, nici nu mă nimerești. Hai de capul tău. Stai fraier, cam și abilități de alea șmechere. Stai tu așa. Opa. Bro, e nebun. Nu sta în lavă, te rog, eu frumos. Te rog, mori odată, te rog, eu frumos. Am mori odată. Nice, nice, am bătut boss-ul, ok, top. Așa, acum trebuie numai să îi batem pe... Și acum, băieți, putem să dăm awaken la prima abilitate, care este Z-ul, dacă nu mă înșel. Așa, și acum următoarea noastră abilitate este Blue Fire Bullets. Mergem aici la Turtle Mansion să testăm abilitatea asta. Putem să-l ținem apăsat? Da, da, nu face nimic, ok, deci nu are animație diferită. Și... 4488. Vezi că e top de merge. Acum sper ca următoarea abilitate la care dăm awaken să fie full, că nu mai suport flight-ul ăsta. Like, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cât de încet merge. Așa, vorbim iar cu asta. De data asta cred că trebuie să-i dau un fruct. Ce fruct să-i dau? Cred că-i dau un spring. Deci am primit de atât de multe ori spring-ul. Cred că nu mai am chef să văd în viața mea un spring. Deci îi dăm toate spring-urile noastre. Și acum trecem la următorul raid. Vreo 2000 din timerul ăla se scurge numai pentru că avem flight-ul ăsta care e mai lent ca bunica. Luăm niște HP înapoi. Bam. Vezi că rupem acum. Rupem. Ce com am dat. Nice. Trecem la următoarea insulă. Păi da, eu mi-au damage la lava asta sau nu? Da, da, da. Oh my god. Ia veniți aici. Bam. Mamă, ce fraier sunteți? S-au adunat ăștia să mă detroneze. O zis, bă, ăsta e prea bun, trebuie să ne aliem, băieți. Bro, dar nu mai moare ăsta. Asta ar trebui să fie acum penultima insulă. Bro, de ce sunt așa mulți aici? Trebuie să am grijă că dacă mi-am luat un singur stun, m-am dus. Și trebuie să refac raid-ul de la zero. Îți dau ăștia așa mult damage acum, what? Trebuie să ne facem repede V-bar-ul înainte să vină boss-ul. Ce vrei, mă, și tu, urâtule, pleacă de aici. Mai sunt doi NPC-uri. Aolo, da. Dar se tot spawnează ăștia, mă, de unde, bă, de unde? Așa, și ultima lovitură. Bam, nice. Boys, 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 uitați-vă și voi aici că acum avem în sfârșit F-ul, se cheamă Rocket Flight acum. Ia să vedem. Bro, e altă viață. Îi mai dăm acum un spring la panorama asta. Bam, normal, flame. Și acum cred că următoarele 3 rideri o să primim awaken în ordine, adică X, C și V. Deci următorul awaken pe care îl avem este X-ul. Sunt curios cum o să arate X-ul, deci acum arată așa. Un fel de explozie, n-arată rău. Deja am terminat cu prima insulă. Acum că avem flight-ul ăsta, folosim flight-uri, că e extrem de rapid acum. Bro, nu mai dă pre... Nu! Te rog! Oh! Trebuie să avem grijă. Bro, s-a atât de low. Holy shit. Ce dau ăștia așa mult damage? What? Am dat pe lângă, eu nu cred așa ceva. Bă, muriți mă o dată, vă rog eu frumos. Bă, NPC-urile astea tankies așa enervante. Nice, trecem acum la ultima insulă, mai avem 7 minute. O ducem chiar foarte bine. Bam, ne transformăm repede că vine boss-ul. Iar aici, nice. Și am avut și încă 5 minute timp să facem raid-ul, deci top. Așa, acum avem awaken-ul la X, deci venim aici la un NPC să vedem cât damage dă. Ia, putem să-l ținem apăsat? Nope. What? Ce dă și burn damage? Nah, bro, what? Vezi că e șmecher. Arată șmecher, deci chiar arată șmecher. Dar acum mergem repede la următorul raid, pentru că mai avem nevoie numai de două abilități și am terminat în sfârșit cu awaken-ul la flame. Cred că o să-i dau și un rocket, că n-am ce face cu astea, că am full la toate aproape. Trecem la următorul raid acum. Îl spargem pe tank-ul ăsta. Nice. Și ăsta trebuie să fie ultimul. Ba nu, what? What? De unde au mai venit ăștia? Și ultimul. Nice. Bro, le dăm așa mult damage lui ăștia cu sanguino, e insane. Chiar a fost idee bună să iau sanguino și să nu încerc cu God Human, că nu cred că aveam până acum nici măcar un singur awaken dacă foloseam God Human-ul. Nice, următoarea insulă. Bro, what? Nu pot să folosesc abilitățile, what the fuck? Și ăsta trebuie să fie ultimul, înainte de boss. Îi rupem fâșul. Iar aici? Nice. Mergem aici la ultima insulă și acum, după raidul ăsta, ar trebui să putem da awaken la C. Bro, sunt așa multe NPC-uri. Nice, avem V4 acum. Ai dat pe lângă fraiere? Așa, stați acolo lângă lavă, bă, că nu pot să vin la voi. Și dăm acum awaken la C-ul nostru. Acum dăm aici un mic showcase la C. Bam. What? Acum chiar e destul de decent pentru PvP fructul ăsta. Ăsta e atât de bun pentru movement. Ia.
Oh my god. Și acum mergem aici repede la Sea Castle să dăm Awaken la ultima noastră abilitate, care este V-ul. Ce pot să-i dau lui ăsta? Cred că-i dau un chop. Ba nu, îi dau un spin, că și ăsta îmi primesc extrem de des. Și ăsta, dacă nu fac vreo prostie, ar trebui să fie ultimul raid de care avem nevoie. Dar cum mă știu eu de obicei, cred că o să dau fail sau ceva o să se întâmple, sigur. Trecem acum la următoarea insulă. Ăsta ar trebui acum să fie ultimul NPC. Iar aici. Merge până acolo? Nu. Nu contează, mergem acum pe următoarea insulă. Nu! Nu! Ră, ce nervant e bossul ăsta. Era atât de aproape să mă duc. Holy shit, e atât de nașpa bossul ăsta. A, ce fraiere ești, ai murit, fraiere! Ok, trebuie să mă îndepărtez de lângă lava aia și să vină ăștia aici la mine, că n-am cum să mă duc să-i atac. Asta e ultimul NPC? Da! Ok, ok. Opa, ce-ți dă ăsta șmecher? Și acum, băieți, avem absolut toate abilitățile full awaken pe flame. Dăm aici un mic showcase la toate abilitățile. Avem mai întâi zâul, care este Blue Fire Bullets. Dăm aici, ok, nice, nice, 4500. După aia avem X, Prominence Burst, 3600, dar animația aia e top. După aia avem Cool Flaming Vortex, 4300, nu-i rău, asta chiar e bun pentru PvP. Și după aia avem ultimata, care este Hellscore. Ia să vedem aici cât de șmecher arată. Am uitat să țin apăsat. Așa, și acum încă o dată avem Hellscore. Bro, poți să-l ții și apăsat, arată atât de șmecher, holy shit, cât de tare arată. 7000 damage, what? Eu nu cred că damage-ul ăla ar trebui să fie în joc. Asta e cât o să merg aici la Haunted Castle, că dacă nu mă înșel, am uitat o chestie. Vorbim cu Uzot, nice, și acum avem Dragon Talon. Așa, echipăm acum înapoi flame-ul și acum avem full loadout de foc. Avem aici Dragon Talon, mastery deja 600. Am deja mastery 600 pe Dragon Talon pentru că am făcut un video în care am făcut pe toate combat style-urile mastery 600. Avem flame-ul pe care avem mastery 147, ignorăm chestia aia. Și după aia avem și Rengoku pe care avem mastery 1. Deci, acum următorul pas care trebuie să facem este să mergem să farmăm mastery pe Rengoku. Dacă nu mă înșel, toți boșii ar trebui să fie spawnați. Așa, vorbim cu Plockster ăsta și ne dăm refund la stats-urile noastre și băgăm aici tot în sword, ca să putem da mai mult damage acum cu sword-ul. Văd că Big Mom e spawnat, deci începem cu ea. Cred că am făcut o greșeală mare. Cred că am făcut o greșeală extrem de mare. Bro, e atât de nervant că tot ne dăm față când dăm cu sabia. Iar aici? Te rog, du-te odată. Trebuie să avem grijă. Și? Mori! Nice! Bro, încă crește, uite, și tu cum arată. 153, what? Bro, nu văd nimica. Ok, acum avem prima noastră abilitate, sunt curios cum arată. Deci avem Z-ul care este Demon Slayer. Și? What? Na, bro. Voi n-aveți idee câte combo-uri puteți să faceți cu abilitatea. Și s-a spawnat și un fruct. Cred că e la sick este. Da, am avut dreptate și fructul este... Bro! Așa, ce mai faci, Longma? Cât mastery avem? 184, nice. Nu-i rău. Cred că o să mă rup ăsta în bătaie. Ia, încerc. Încerc să-l rup pe fraierul ăsta. Opa, are scheme pe el. Schema e pur și simplu să mergem în jurul lui cu Q-ul. Opa, 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 opa. Stai că dacă am V4-ul, fraier, stai așa. Mori, te rog eu frumos. Mergem acum, cât timp avem V4, mergem repede la elefant. Salut, bossule, ce mai faci? Pa, bro, dar de ce dă așa mult damage? Ești nesimțit, ok. I see. Nu mai îmi da, mă, hit-uri de alea nesimțite. Nice, mastery 215. Acum mergem repede la Grey 3. Salut, Kilo, Admiral. Ar fi foarte drăguț din partea ta dacă mi-ai da măcar, nu știu, 15 mastery. Așa, și ne-a dat 11 mastery. Cam zgârcită, da, aia e. Mergem acum la Hydra Town. Mergem aici la Island Empress. Bără, e atât de ușor cu Buddha. Și bam, 235. E de aici. Și bam. Acum cred că am bătut toți boșii. Deci următorul pas este să mergem la aici la Chocolate Land și să farmăm pușmul cu Buddha. Deci revin după ce am ultima abilitate de la Rengoku. Așa, deci ne mai trebuie acum numai 8 mastery, 7 mastery și am terminat și cu Rengoku și avem ultima abilitate deblocată la Rengoku. What? Ce l-auz? Deci eu mi-am bătaie la orice NPC. Cred că și dacă mă duc pe prima mapă, tot am șansa destul de mare să mor la NPC-urile de acolo. 349, nice. Un singur mastery, un singur mastery și suntem gata, boys. Și 351, nice. Deci, poți să-l țin apăsat? Da, what? Ce fake shmaker, holy shit.
Na, bro, 11.000 damage și nici măcar n-avem mastery 600. Numai cu abilitățile la Rengo cu voi, vă dați seama? Acum că avem toate abilitățile și pe Dragon Talon și pe Flame și pe Rengoku, mai există o singură chestie care trebuie să facem și aia este să mergem pe map 1 și să-l batem pe Akainu. Așa, map 2, vorbim aici cu si captainul ăsta și mergem aici și nu-i bossul spawnat, nu! Atunci apărțim să schimbăm serverul, să mergem pe un server public. E spawnat, nice, nice. Mergem aici cu Flame-ul și aici, băieți, ne luăm în sfârșit revanșa de la... Bro, stai să-mi dau ochelarii ăștia jos. Arăt prea ciudat, bro. Așa mai bine. Acum ne luăm în sfârșit revanșa pentru ce s-a întâmplat la Marineford, unde s-a întâmplat incidentul. Acum am mers pușminul în timp, de-aia suntem aici. Deci, ar trebui, sper, cel puțin să-i dăm one shot lui Akainu, să arătăm cine-i șeful, ia de aici, fraiere. Am uitat că am punctele în tabie. Nu! Pleacă! Pleacă! Nu te atinge de mine! Ei, low! Bro, vreau să-l bat cu fructul! Nu-l mai bat cu fructul, aparent. Dar, băieți, acum am luat în sfârșit revanșa pe Akainu. Și da, dacă vreți să fiu și alt caracter timp de 24 de ore, pur și simplu scrieți în comentarii și comentați pentru video-ul ăsta și ne revedem data viitoare. Pa, pa!